Muzeul de Istorie din Roma a găzduit un simpozion care să marcheze ziua de 9 mai, ziua independenței României, ziua Victoriei și ziua Europei. La eveniment au participat oameni de cultură, profesori, muzeografi și reprezentanți ai bisericii. Cu toți au ținut câte un discurs pe tema triplului eveniment istoric sărbătorit an de an într-o zi de 9 mai. Așa amintic, mă rog, acest personaj din fața dumneavoastră a trăit o perioadă prebelică, care acum începe când eram eu de pe la școala primară, și în care perioadă la noi în Roma aveau loc manevre militare, unde fabrica de confecție era o boră de vie și acolo aveau loc manevrele, adunările, acolo l-am văzut și eu pe calul al doilea, m-am apropiat de el, mi-era drag calul, un cal de o frumusețe. De obicei fac o, mă rog, un pleonas, dar era cal de rege, vă întâlnă ce frumos era și ce frumos îmbrăcat. Și trupele care i-au dat onorul, aici au fost, nu numai în Roma, ci în țara noastră, au fost les affaires sau les affaires, au avut loc faimoasa afacere Skoda cu armament, încât noi ne-am dus în acest drang nahostă, cu denumirea asta categorică și imperativul categoric kantian a germanicului, ne-am dus prirăsărit cu căruță cu cai, rechiziționate de la țăranii din împrejurii. Printre subiectele alese de invitați spre dezbatere s-au mai găsit și momente din viața regelui Carol I, precum și amintiri din timpul războiului de independență. Un ultim discurs, care a și încheiat manifestarea dedicată zilei de 9 mai, s-a referit la o Românie mai nouă.